Salutări, salutări! Ștefan sunt! Gogo sunt! Și bine ați venit într-un nou episod al Academiei de Păpață. În episodul de această seară vorbim despre un produs foarte educativ, care prin numele pe care l-a ales produsul, nu l-a ales producătorul, l-a ales, dar prin numele pe care producătorul l-a ales pentru produs, vrea să vă educe într-o un fel de artă neagră a vapatului, și anume aceea a ghosting hail-ului. Pam! Exemplu! Ai venit la close-up? Da, 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 nu mai vrei să... Nu, nu, destul. Ah, am înțeles. Du-te la close-up. Din ciclul Nu cumpărați prostii că le primește Academia pe toate, vreau să vă prezint Ghosting Haler de la Vitvape. Habar n-am ce în capul și ce fumează designerii de atomizoare din China, dar le ies niște chestii. Hai să-l desfacem ca să vedeți despre ce-i vorba. Una bucată atomizor cu mușchiul fancy, una bucată pliculeț cu sârme, șurubele, adaptor de mușchiuc, garnituri și alte chestii, și una bucată șurubelință destul de interesantă. Asta cred că e singurul lucru bun, dar mă rog, dacă desfacem asta mai departe, mai avem și un manual aici pe care doar vi-l arăt, să nu spuneți că nu vă arată Google manualele, știi? Și uite, fac și zoom pe el. Da, l-ați văzut, gata. Hai, vedem cu atomizorul. Deci avem aer pe sub rezistențe, aer prin fața rezistenței, un design discutabil, și în partea de jos nimic. Chestia asta e reglabilă măcar? Da! Iuhu, și ce mă bucur. Bine că nu s-a dus dracu. S-a ducea pe pustiu. Apoi măcar pinul 510 e reglabil, așa că puteți să-l folosiți fără probleme pe moduri. Nu-l mai pun la loc că nu stăm 15 ani pe close-up-ul ăsta. Puteți să-l folosiți fără probleme pe mecanice și hibride. Ok, mușchiucul este 801, 901, cum dracu să numesc astea puțin mai groase. Și are o culoare de poveste. Aerul din lateral ar trebui să se regleze așa, dacă n-ar fi blocat, și să regleze puțin, că uite, poți să vezi cum partea alaltă. Și l-am pus pe mod și scot top capul și vi-l arăt de aici. Hai să ne dăm aproape, facem focus, dăm lumină, mai facem focus odată, ne dăm mai departe, mai dăm lumină, bun. Ok, două posturi pătrate, gen Velocity, cu rigletă. Nu e rigletă? Sau mi se pare mie? Ia să desfacem la ele. Nu e rigletă. Deci dacă voi ați crezut că intră rezistențe și pe aici, vă înșelați. Ok. Aerul vine prin lateral pe sub rezistențe până aici. Acum, poate nu știu eu, dar o să vă demonstrez de ce atomizorul ăsta nu o să-i fac niciun setup. Nu că mi-ar fi lene sau ceva, că oricum îi folosesc rezistențele de pachet și nu o să folosesc niște sârme destul de scumpe pe care le utilizez eu în mod uzual. Da, vreau să vă arăt ca să știți de ce unele chestii sunt mizerii și de ce unele chestii sunt super bune. Apoi, asta e sârma, da? În orice atomizor normal, sârma ar sta pe aici pe undeva, da? Și aerul trece pe lângă ea. Din cauza asta, în atomizorul ăsta, efectiv, n-are cum. Îi desfac astea puțin, o să pot să oprim pe acolo să o vedeți mai bine. Apoi spuneți și voi, acum ca să meargă ok, ar trebui să stea cam așa, nu? Aerul ăla să vină pe jumate, cel puțin sfertul rezistenței, nu?
e complet pe dos. E complet pe dos și despre cât de pe dos este o să mai vorbim și după acest close-up. Hai să vedem ce zice și Fane. Bun, acum că am văzut close-up-ul, te rog frumos să-mi povestești. Nu, te rog frumos să-mi povestești exact ce s-a rând, întâmplat și pe close-up. Nu scoate capac. Nu, trebuie nu scoate capac. Aha, da, nu are setup. De ce nu are setup? Asta vreau să te întreb. Exact, asta vreau să-ți spun. Hai să zic eu de ce n-are setup. De ce? Pentru că unii s-au gândit, hai peste noapte să facem atomizoare, că avem și noi 15, 20, 40, de 100 de mii de euro, cât dracu o costa să facem un atomizor. Așa. Și au zis că atam, facem atomizoare, suntem, cum se numesc ăștia de fac atomizoare? La budget. Oameni. Suntem moderni. Da. Și facem atomizorul și punem și un nume ficios și punem și muștiu colorat să fie totul bine. Atâta tot că, așa cum v-am arătat pe close-up, găurile alea de aer sunt puse în... Unde sunt, mă, puse? Cum să zic? Să nu fac bip? Să deci nu se reglează aerul la asta? Ba, se reglează, da. Păi dacă reglează aerul... Îi dau un efect turbionar amburului. Dar uite la găurile de sub rezistență. Unde-s puse? Bă, băiatule, deci pe close-up le-am arătat, n-ai văzut încă close-up-ul, dar o să-l vezi când o să-i editez clipul. Le-am arătat cum ar trebui să stea o rezistență și unde ar trebui să vină aerul. Bă, pe bune, și după aia mai vin și vând ăsta și mai dă și la review-uri să facă sampling și o să-ți găsească, că sunt sigur că își găsesc, că sunt, nimic. Că sunt review-uri care zic, e super bun. Da, cum bă. În... Păi n-ai înțeles că dai aerul din lateral, că vine un pic de aer de aici și lovește ăla din lateral direct în rezistență, dacă nu-l reglezi, că dacă reglezi, nu-l mai lovește. Doamne, de ce? Trebuia să... Ce să-i fac, frate, că stric sârma, dă-o dracu pe ăsta, pe bune. Ha! E 20 de lei un set de la de sârme, stric sârmele pe cred el. Cred că e un first, cred că e primul atomizor la care nu i-ai făcut setup până acum, din câte nu, ne-au că... fost trimise. Posibil. Da. Bă, vine și-l mai dă la review-uri. Și sunt review-uri care o să-i zică că e super bun, că sunt, că știți că așa fac unii. Mi-ar fi rușine. Da, o să ne vinuiască lumea că dacă n-am pus coil pe el, de unde știm că nu-i bun? Cu aia știu că de 8 ani vapez. Și le-am avut pe toate. Și le-am încercat pe toate. Da. Asta a fost Ghost in Hell. Sunt... știi ceva? Dacă nu ne credeți, convingeți-ne singuri. La 300 de like-uri atomizorul pleacă spre un nefericit dintre voi. Like la clip ca să da, comentați ca să extragem și după ce câștigați și vă extragem, ca să intrați în posesia premiului, trebuie odată să ne faceți dovadă de vârstă și doi la mână să ne trimiteți o poză cu sârme, clești și mod. Ca să nu vi-l dăm. Că chiar îl vapați. Da. Da, mă, vapați-l voi. Să-l vapeze cu avid vape. E de la Avid Life. Nu, n-are nicio treabă, sunt chinezi. Shenzhen Avid Vape Technology. Până data viitoare, nu uitați să ne urmăriți pe Facebook, Instagram. Mai bine stați pe Facebook decât să vă apați de mizeria asta. Waffle. Mai bine stați pe Waffle decât să vă apați. Telegram și Discord. Sau pe Telegram, mai bine stați. Cumpărați-vă atomizoare mișto din România folosind cuponul nostru de reducere. Eu am fost Fane. Eu am fost Gogo. Asta a fost încă o mizerie, surprinzător. Vai, campionat! Ești malițios. Deci facem aici campionatul cu noi. Eu am impresia că te erodează pe interior produsele astea proaste. Pur și simplu, te văd așa cum îmbătrâne. Vedeți că de când avem canalul a cărunțit, el se îngrașă pe sistem nervos. Bă, Fane, când vin cu mizerii de-astea. Băi... Mă mai duc și la mama dracu la vamă după ele. Eu nu ele. Pot să mă enervez. Mai dau și câte 30-40 de lei pe câte unul. La vamă, că plătim vamă pe chestiile moca trimise. Și mai vine și îmi dă căcatul ăla, n-apă review. Nici măcar nu poți să vapezi din el. N-ai cum. Deci nu... Pa!